Питьевая вода – одна из самых острых проблем наших сел. Однако постепенно в населенных пунктах реализуется все больше проектов по водоснабжению домов. Среди них Шишкана Неспоренского района. Со времен Советского Союза в регионе было много виноградников и фруктовых садов. И их обработка различными химвеществами привела к загрязнению грунтовых вод и колодцев. Ситуация усугубилась после засухи. Cu doar câțiva ani în urmă, această fântână alimenta cu apă potabilă nu doar toată Mahalaua, dar și școala, biserica, casa de cultură și primăria. Acum, fântâna a secat cu mult și abia de mai poți scoate câteva găleți cu apă. Чтобы решить проблему, правительство выделило около 66 миллионов леев из Национального экологического фонда на крупный проект по водоснабжению и канализации. Таким образом, скоро качественная вода появится практически во всех домах местных жителей. Проект по подключению к водопроводу находится на последней 100-метровке. Люди ждут еще и централизованную канализацию. Am fântână, dar e necesar de apă. L-am așteptat, suntem bucuroși. Dar unde nu-i apă, nu-i higienă și nu-i sănătate. La început, atunci când am contribuit cetățenii, ne-au promis că și canalizare, dar știți, cum finanță, tătă tărăgăneală, cu proiectele, cu tătă, dar sperăm. Cum vă descurcați cu apa? Că știu, acasă am o leacă, am fântâna mea proprie, dar așa ar trebui. Trebuie numai decât că suferim din cauza apei. Du-te și uite în fântână și vezi, trebuie apă, nu trebuie. Da, păi cum? Nu poți lua nici o chel de apă. Trebuie apă. Canalizații tot trebuie. De apă, nu de canalizație. Noi unde să ne ducem afară? În grădină. Să împli, curge în fântână din nou. Poți duc și la șet mai jos, acolo de unii pompăm și bem. Ne descurcăm, luăm de la alte fântâni care sunt mai bune, mai zicem așa, de unii e școala, luăm și noi, de unii... Și noi avem fântână, dar totuși nu-i ca așa e bună. Dar vrem apă să avem de asta potabilă, să bem. Доступ к воде получат более 650 домохозяйств, а также 8 государственных учреждений. Среди них 2 детских сада. Dacă se va finisa proiectul cu apeductul, o să fim conectați, o să avem mai mare oportunitate de a folosi mai multă apă, pur deoarece avem la bucătărie și un robinet și ar fi o oportunitate nu numai pentru grădiniți, pentru beneficiarii direct sau indirect a grădiniții, dar și pentru toată populația din sat. По словам местных властей, подключение к водопроводу – один из самых дорогих проектов в истории местности. И первый транш на сумму более 22 миллионов леев уже освоен. Работы проведены. Au fost ridicate 4 turnuri, săpate 3 sonde, sunt stații de pretratare a apei imediat din sondă și avem stații de tratare a apei în toate edificiile educaționale, cum ar fi în cele două grădiniți, în școală. Suntem foarte bucuroși că ajungem să vedem de acum rezultatul muncii care a fost de durată. Водопровод протяженностью около 25 километров был построен в селе Шишканы, и согласно проекту он обеспечит 800 подключений.